În ultimii ani, Consiliul Județean Sălaj a investit în promovarea potențialului turistic al bisericilor de lemn din Sălaj, prin implementarea proiectului cu finanțare europeană Circuit al bisericilor de lemn. Aflat în derulare, proiectul propune reabilitarea drumurilor de acces, realizarea iluminatului ambiental și înființarea unor centre de promovare turistică a 7 lăcașe de cult, respectiv bisericile de lemn Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, din localitățile Ciumărna, Baica, Racâș, Româna și Sâmnihai al Mașului, biserica de lemn Pogărârea Sfântului Duh, din localitatea Fildu de Sus și biserica de lemn Sfântul Gheorghe, din localitatea Bârsa. Referitor la obiectivele proiectului, președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc, a precizat că aceste biserici sunt importante pentru cultura națională prin specificul pe care îl reprezintă și este esențial ca aceste biserici să fie protejate și conservate. Este important pentru cultura noastră, pentru cultura națională, dar și pentru cultura regională prin specificul pe care îl reprezintă. Nu-i mai puțin adevărat că există datorită tendințelor de a construi biserici noi, de a construi biserici de zid, există tendința de a le scoate practic dintr-un circuit în care are loc serviciul religios propriu-zis. Și prin asta există și riscul și amenințarea de a se pierde niște valori importante. Este motivul pentru care am făcut acest proiect. În ceea ce privește implementarea efectivă a proiectului, Tiberiu Marc a menționat că anumite aspecte care nu țin de competența instituțiilor implicate au îngreunat derularea lucrărilor. Ca atare, termenul de execuție a fost prelungit cu câteva luni, proiectul urmând a fi finalizat în vara anului 2016. În situația în care firmele vor depăși termenul stabilit, acestea vor plăti penalități de întârziere. Sunt multe impedimente care apar în asemenea proiecte, nici noi nu le-am cunoscut de la început. Sunt o serie de cimitire în jurul bisericilor care sunt încă deschise, iar lucrările pe care noi le-am proiectat acolo au trebuit modificate, deviate unele dintre ele pentru că au apărut morminte noi. Nu-i mai puțin adevărat că și din punct de vedere al proprietății au fost lucruri care au trebuit clarificate și care au cerut timp. Accesul din drumurile naționale a fost condiționat de niște avize pe care la momentul începerii proiectului nu le-am cunoscut și ele au apărut mai târziu. Astea sunt motivele care țin de implementarea propriu-zisă a proiectului. Luând în considerare faptul că Sălajul are cele mai multe biserici de lemn înscrise pe lista monumentelor istorice din țară, valoarea artistică, culturală și istorică a acestora poate fi valorificată ca un punct forte al promovării turistice a zonei.